cauza voastră nu pot să stau eu de sărbători. Una mare și albă și alta mare și neagră. Am nevoie de cărți. Tovarășe, nu te crezi că mie îmi place ce fac? Ne naștem cu el în suflet, cu amândouă. Dar până la urmă e loc pentru una singură. Dă-mă acolo! Vrește cel mai tare cu doar metodele astea dau rezultat. Deținut Morarul. Urmează să fie executat mâine la prima oră. Godon! Vă urez să aveți... La, hoi! Salvă! Noroc! Noroc și noroc. Stai, mă! Că nici n-am început. Da. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dragilor, astăzi am deosebită plăcere și bucurie de a sta de vorbă cu regizoarea Victoria Baltag, care de 11 ani se chinuie să aducă în atenția noastră un eveniment tragic, care a marcat perioada ultimelor 50 de ani din istoria României, experimentul Pitești. Ce a fost experimentul Pitești? Ei bine, iată ce ne spun istoricii. Fenomenul Pitești s-a desfășurat între 1949 și 1952 într-o închisoare gândită să reeduce, adică să extermine, chiar tinerii studenți ai timpului acela. E una dintre cele mai oribile pagini din universul concentraționar pe care l-a adus comunismul. Virgil Ierunuca s-a născut pe 16 august 1920 într-o mică localitate din Vâlcea, studiat la Unicul Vâlcea și București, obținând o licență în literă și filozofie. Încă din studenție a început să desfășoare o bogată activitate publicistică. În decembrie 1946 părăsește România cu o bursă în Franța, unde se stabilește definitiv. A fost soțul Monica Lovinescu și a sprijinit permanent intelectualii români aflați în exil. Moare la Paris în septembrie 2006. În 1990, când a apărut fenomenul Pitești, cartea a devenit una de referință. Era o privire adâncă, cum nu fusese alta, în gulagul românesc. Se vorbise foarte puțin despre reducarea practicată la Pitești în cei mai negri ani ai comunismului din România. Cartea venea să arunce unele dintre primele raze de lumină. Nici în următorii 30 de ani s-a scris cu mult mai mult despre fenomenul Pitești. Cei care au trecut prin această închisoare și-au publicat cu greu memoriile și-au vorbit rar în presă, e ușor de înțeles de ce. În prefață la această carte, Furet descrie astfel fenomenul Pitești. Ideea reeducării prin închisoare nu e specifică regimurilor comuniste. Înainte de a fi un element al panopliei revoluționare, ea a făcut parte din morala socială burgheză, aplicată cu scopul reînscrierii delicventului în rândul oamenilor cinstiți. Ea n-a obținut niciodată rezultate spectaculoase, dar nici n-a avut în acel cadru ambiții universale. Dimpotrivă, reeducarea revoluționară își propune să reinventeze umanitatea în general. Tragedia sa penitenciară poate fi dedusă tocmai din acest proiect mesianic, căci revoluția își populează închisorile cu proprii săi adversari politici, făcând din această uriașă populație obiectul pedagogiei sale totalitare. Fenomenul Pitești aparține aceluiași repertoriu, la care vine însă cu o trăsătură specifică utilizarea sistemului de tortură a deținuților de către alți deținuți. Ideea îi aparține pedagogului sovietic Makarenko, care a trăit între 1888-1939, specialist în delicvență juvenilă și partizan al reeducării deținuților tineri cu ajutorul deținuților mai vechi, aflați pe calea cea bună, dar făcând parte din aceeași clasă de vârstă. Doamna Victoria Baltag, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat această invitație. Eu mulțumesc. Și aș dori să vă întreb, pentru că așa procedez cu toți invitații mei, cine sunteți? Cine este Victoria Baltag?
O să încep prin a vă felicita pentru ceea ce ați prezentat. Documentarea aceasta amănunțită înseamnă mult. Deja n-am mai fost nevoie să fac eu introducerea. Doar o mică, foarte mică observație, dacă îmi permiteți. Experimentul Pitești, deși da, a început la Pitești în 49, tot ce s-a pregătit înainte s-a întâmplat la Suceava și era 48. E un filmul meu, încadrez Experimentul Pitești din 48, deși a început la Suceava. Așa, cine sunt eu? Sunt un om pasionat de cultură, de educație. Consider că cunoașterea vine din educație și cultură și atunci trebuie să facem un efort ca să le avem aproape de noi și care să ne ajute să ne dezvoltăm. Am fost de mică pasionată pentru a afla trecutul. M-am interacționat cu crimele comunismului abia în momentul în care plecasem la studii în Anglia, la Universitatea din Birmingham, unde făceam un master în film. Ce coincidență! Și am ajuns în România participant la Universitatea de Vară organizată de ICMER, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Acolo a fost pentru prima dată în viața mea când am auzit și eu de crime ale comunismului. Mai mă uitam într-adevăr din când în când la Memorialul Durerii cu mama, dar nu aveam împământenit în minte niciodată ce a însemnat comunismul. Pentru că totul se privea foarte cu calmitate, mi-e greu să explic. Deci nu era considerat oroarea comunismului ceva ieșit din comun despre care ar trebui să vorbești. Așadar, trecusem prin general, liceu, două facultăți și eu nu știam mai nimic. M-am simțit, m-a durut în primul rând, pentru că fiind pasionată de istorie am simțit că ceva lipsea acolo. Cum e posibil să treci prin atâta școală și să nu știi? Apoi am aflat că acești oameni nu și-au găsit dreptatea nici măcar până astăzi și că nimeni nu le-a dedicat un film așa cum mă gândisem eu. Exista atunci documentarul Demascarea, pe care eu l-am folosit de multe ori în partea de documentare și îl recomand tuturor privitorilor să înceapă cu acest documentar. Practic sunt intervievați câțiva dintre cei care au trecut prin Pitești și povestesc ce li s-a întâmplat. La mine în film veți vedea ce li s-a întâmplat. Așadar, sunt un om încăpățânat. Dacă hotărăște că vrea să facă ceva, se apucă. În 2011, la acea școală de vară, m-am oferit să fac un film despre acest subiect. Toată lumea zâmbea, eram un copil, aveam 20 și ceva de ani. Însă eu am mers mai departe, am luat legătura cu diferite instituții, m-am adresat din nou ICMER-ului ca să-mi dea materiale, am cunoscut persoane care au trecut prin aceste orori copiilor și am închegat acolo o informație cât să pot să fac un scenariu din ea și am trimis-o către Lexa Axinte care să-i facă povestea la nivel profesionist, pentru că eu nu sunt scenarist de meserie. Cam asta sunt eu, sunt un om de cuvânt, cred în educație, cred în dăruire necondiționată, cred în iubire, însă mai cred că vremea martirilor a trecut și este momentul să dăm la lumină, fără de legile și greșelile care s-au întâmplat, să învățăm din ele și să nu le mai facem. Asta cred. Apropo de conștientizarea pe care ați menționat-o atunci când ați participat la acea școală de vară organizată de cei de la MER, din percepția pe care o aveți dumneavoastră la nivel de generație, atât a dumneavoastră cât și, să zicem, cei care vin după dumneavoastră, da, cum se numesc ei în termen de sociologie, zoomări, ultima generație din 2000 încoace, credeți că există o percepție cât de cât reală sau se cunoaște măcar, hai să zicem, nu neapărat Experimentul Pitești, deși ar trebui să fie poate vârf de lance, dar în general ceea ce a însemnat comunismul, există o percepție corectă la nivel de tineret în România asupra acelor ani? Cred că în general educația din România decade și tot decade, asta la nivel general. Doi, cred că nivelul educațional pe care l-am prins eu
este diferit de cel de acum și mă refer la calitate. Eu am învățat de la profesorii mei. Ei m-au format, ei m-au cizelat. Eu sunt acum, într-un fel, rezultatul celor care mi-au fost dascăli. În prezent nu sunt atât de sigură că avem acești dascăli competenți și nu știu dacă avem acești tineri educați ca să-i poată respecta pe acei dascăli și să poată lucra împreună să construiască. Ce mai trebuia să spun? Ce ar trebui, în afară de, iată, exemplul dumneavoastră, chiar de jertfă, aș spune, 11 ani dedicați acestui proiect și multele greutăți prin care ați trecut și determinarea pe care ați avut-o, dar pe lângă asta considerați că se mai pot face și alte lucruri, da, astfel încât comunismul să fie conștientizat, să fie înțeles, da, ca răul să nu se repete? Exact. Să ne gândim ce fac evreii cu Holocaustul. Sunt zeci de mii de filme, sunt zeci de mii de materiale. Le găsim oriunde. Se vorbește despre Holocaust de la grădiniță. Da. Noi de ce tot timpul ascundem sub preș lucruri care ni s-au întâmplat de asemenea? Atunci, firește că încurajez. Ce am făcut eu este un drum de pornire, să deschid un pic ochii. Vreau să vedem cât mai multe proiecte de genul acesta. Vreau copiii să știe ce înseamnă comunism. Că iarăși ne-am învățat să-i tot protejăm și ajungem la vârsta maturității și nu mai facem față. Că noi am trăit așa într-o bulă. Un pic mai multă realitate și un pic mai multă muncă, seriozitate și asumare, cred că se poate face. Și cum am reușit eu să mă încăpățânez 11 ani să merg înainte și mi-a ieșit, dacă mi-a ieșit mie, tuturor le iese. Condiția e să ai inima caldă, să-ți dorești să faci lucruri bune, să ajuți și într-un târziu iese și rezultatul, ca în cazul meu. Ce v-a inspirat? Care a fost motivația principală sau inspirația principală, combustibilul care v-a angrenat în toată această muncă titanică de 11 ani pentru realizarea acestui film? În primul rând, faptul că nu exista un astfel de film până la acea vreme. A fost o frustrare a mea ca student la film și să nu fi avut ceva în acel domeniu deja făcut, pentru că era strigător la cer, era aproape imposibil să ai un asemenea subiect și să nu-l vezi. De aceea l-am făcut inițial, apoi m-am împrietenit cu rudele foștilor deținuți politici și am devenit ca o familie și atunci filmul meu a devenit un testament al celor care au suferit și care nu și-au mai găsit dreptatea nici astăzi, asta știm. A fost apoi un film manifest din care să învățăm ce a fost și să nu mai repetăm. Și de asemenea, în prezent este un film semnal de alarmă, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă la granițele României. Ca atare, mi-am atins toate scopurile și probabil că acum a vrut cel de sus să iasă filmul acesta. Că putea ieși în 11 ani, nu? Apropo de ceea ce se întâmplă la granițele României, cum percepeți dumneavoastră din postura experienței pe care o aveți de artist și de om care a adunat foarte multe informații, documente istorice, s-a documentat, deci, pe seama acestui eveniment, pe acest gulag românesc, care de fapt i-a înfricoșat chiar și pe sovietici. Cum percepeți ce se întâmplă la granițele noastre, prin prisma informațiilor pe care le aveți? Poate o să fiu un pic subiectivă. Eu am citit în liceu, mi-amintesc, un soi de proverb că cu oamenii mai puternici decât tine este bine să lucrezi cu ei și nu împotriva lor. Și în toată viața asta am tot analizat. Păi dacă știi că în fața ta e un om care are potențialul să te strivească, oare n-ai găsit înainte de asta alte metode de aplanare? Cred că ne lipsește înțelepciunea și o lipsă de a ne păsa de cei de lângă noi. Adică dacă a hotărât X să facă respectivul lucru, restul nu mai contează. Lipsă de empatie, poate și umanitatea. Asta văd cu sufletul.
Care au fost provocările întâmpinate pe durata producției, atât pre-începerea, adică înainte de începerea producției, cât și în timpul și după terminarea? Care au fost lucrurile, care barierele pe care le-ați întâmpinat? Da, cea mai frumoasă parte a fost etapa de dezvoltare. Aici vii cu idei. Wow, mă apuc și fac un film. Hai să cumpărăm cărticica asta, cealaltă, mai schimbăm două cuvinte cu X, cu Y și toată lumea e fericită. Când ajungi în etapa de preproducție și trebuie deja să ai locații, echipă, casting, astea doar pentru că se plătesc. Și acolo a fost o durere foarte mare în care am realizat că intrăm în realitate. Până atunci am visat și deja ne apucăm să facem lucruri. Am avut foarte multe momente extraordinar de grele, dar le-am trecut pe toate și cred că asta cumva ne-a întărit și ne-a îmbărbătat să ajungem aici. Ce exemplu să dau? Am avut momente când nu aveam bani de mâncare și de transport pentru actori. Și m-am întâlnit într-o zi cu ei dimineață și am zis: dragilor, mergeți acasă, nu mai putem filma. Și am întrebat: da, de ce? Și am zis: nu mai sunt fonduri nici măcar pentru apă. Și unul dintre actori, o să-i și menționez numele, se numește Bogdana Murăriței, zice: Victoria, dar nu abandona, stai că sun eu pe cineva. Și și-a sunat tatăl și tatăl ne-a sponsorizat pe ziua respectivă mâncarea și apa și nu o să uit niciodată. Alt moment foarte greu a fost când ni s-a furat generatorul electric de pe platou de filmare. Un generator. Serios? Da, nu glumesc cu absolut nimic. Wow. Deci un generator pe care îl împrumutasem, îl dăduse un domn foarte amabil pe durata filmărilor. El era atât de greu, 200-300 de kilograme și noi vreo 7 actori reușeam să-l mutăm. În fiecare noapte l-ascundeam foarte bine, îl băgam în saci, deci într-una din dimineți ne-am trezit fără el. Și nu vă spun ce rușine și ce situație să mă duc să-i spun omului: știi, mulțumesc că m-ai împrumutat, nu mai este. Asta a fost. Poliția nu ne-a ajutat niciun fel pentru că nu aveau probe. Și aici am terminat povestea. Apoi au fost multe inconveniențe la capitolul postproducției. Mi s-au recomandat oameni cu prea puțină experiență. Am lucrat de foarte mult în montaj pentru că nu era ceea ce îmi doream. Sume exorbitante care mi s-au cerut în România și nu mi-am permis să lucrez. De exemplu, la Chainsaw, la sunet, mi s-au cerut 40 și ceva de mii de euro pe anumite părți ale sunetului. La colorizare, tot o sumă similară. La montaj, tot aceeași sumă similară. Și am avut impresia că în România se feresc de a încuraja un tânăr. În străinătate m-am dus în Anglia și colegii de la facultate zice: hai că-ți fac eu asta, hai că-ți fac eu, fără să întreb. E dorința asta de hai să ne implicăm, hai să te ajutăm să crești și creștem împreună. Aici când am întrebat tot au încercat să-mi pună piedici, dar filmul este gata și e frumos și abia aștept. Slavă Domnului! Este posibil ca subiectul să fie deranjat? Cu siguranță! Nu ca deranjat, deranjează. Deranjează, corect. Păi am fost în multe locuri, am bătut la toate ușile pentru căutare de finanțare și am ajuns în multe instituții. O să le și spun numele când voi scrie cartea. Vă rog. Ok. Dar nu, că pot să spun și acum. Am fost la Artmark, de exemplu, și pentru a organiza o strângere de fonduri cu licitație, mă rog, și directorul de acolo mi-a spus dacă aș fi fost, că eu m-am plâns, zic că am fost la toate instituțiile statului și nu mi-au dat nimic, zice, dacă aș fi fost eu acolo, nici eu nu ți-aș fi dat. Zic, dar de ce spuneți asta? Cum? Păi, zice, ne faci țara de rușine? Și dacă nu s-a înțeles că nu e vorba de a ne face de rușine, e vorba de a ne asuma și de a ne conștientiza trecutul. Sunt două lucruri complet. Dar mă iertați, cine este, cum se numește instituția la care ați fost și cine este domnul care a spus aberația asta? Artmark se numește instituția, este la București, dumnealui este directorul Artmark. Să-i spunem și numele, să știm cine...
Nu îl știu, dar putem să-l aflăm foarte ușor. Dar este instituție de stat? Nu, este o instituție de licitație. Deci privată? Cred că da. Am înțeles. Vorbim tot de cei din mediul privat, pentru că vreau să mă întreb lucrurile astea. Să încercați și pe la marile studiouri, gen Media Pro sau HBO sau și? Da. Păi la HBO am trimis, așteptăm. Media Pro este neinteresată. Am încercat cu Vertical Entertainment și n-am reușit. Iar acum ne facem distribuția noi înșine. Adică vorbim cu un cinematograf, sunăm, bună ziua, sunt Victoria, nu vreți și dumneavoastră un film a mâine, păi mâine, și dacă dumnealor zic da, îl punem. Ne facem singur toată treaba, pentru că până la urmă mă gândeam, asta o fi crucea mea, trebuie să o duc de la capăt până la sfârșit. Asta. Și cei de la Netflix? Am încercat tot așa printr-un distribuitor și domnul care lua hotărârile astor tipuri de filme este polonez și a zis a, iar veniți cu comunismul, ia mai lăsați-mă în pace, și nu a mers, dar vrem să insistăm. Că cine ne dă afară pe fereastră, noi intrăm pe ușă. În condițiile în care Polonia și cinematograful polonez a făcut foarte multe filme în ultimii 30 de ani despre comunismul, despre comunism în Polonia. Sunt foarte multe filme bune poloneze. Da. Așa spun și eu și le-am văzut și eu pe multe, dar cred că omul ăsta se săturase de câte s-au făcut și a zis, aoleu, iarăși. Mă rog, dar vom mai bate și la alte uși. Adică, bun. Vă rog, spuneți-ne dumneavoastră ce ați învățat din studiile pe care le-ați făcut despre experimentul Pitești. Ce a fost experimentul Pitești și de ce ați ales acest subiect, iată cum spuneați și mai înainte, extrem de controversat pentru unii și de neplăcut. De ce ați ales acest subiect pentru film? Într-un cuvânt, nu l-am ales eu, m-a ales el pe mine, ca și meseria. Eu n-am visat niciodată că voi face regie de film. Nu mi-am propus asta. Și legat de subiect, noi am învățat în școala de vară despre zeci de alte tipuri de torturi. Experimentul Pitești era doar o picătură, ni s-a pus în documentar. Dar eu eram studentă și am empatizat cu studenții care erau în acea situație. M-am gândit că dacă, Doamne ferește, am fi avut o situație politică similară, aș fi fost și eu acolo. Și atunci, din empatie, din dorința de a da în vileag niște lucruri care trebuiau spuse, m-am încăpățânat să fac acest film. Și de aici am pornit, că după aceea s-au adăugat și altele, dar aici a fost simbolul. Am înțeles. Cu voia dumneavoastră vreau să vă citesc un fragment din cartea domnului Sorin Lavric, Glasuri din Bolgie. Da. Această carte evocă mărturii despre cei pe care îi numim sfinții închisorilor. Spune așa domnul Sorin Lavric: sunt oameni pe care destinul nu îi lasă să se plictisească potrivindu-le zilele în șirul unor întâmplări macabre. Parcă o brodeală drăcească le-a strâmbat drumul, făcând ca din curgerea oilor să nu se aleagă decât groaza, absurdul și disperarea. Pentru asemenea nenorociți, biografia aduce cu o depănare interminabilă de atrocități. În această privință, Gheorghe Calciu are un palmares prodigios. În cei 38 de ani de hărțuire politică, din care 20 de închisoare, încheiați cu expulzarea din țară în 1985, Mogâldeața din Mahmudia și-a clădit un curriculum vitae aiuritor. Nu a ratat nimic din marele orori comuniste, prinzând cu destoinicie eveniment după eveniment. Fenomenul Pitești, procesul reeducării din 1956, regimul de exterminare din Casimca Jilavei, 1958-1960, apoi a doua reeducare de la Aiud, 1962-1963, și în fine rearestarea în 1980-1984 la același ospitalier Cămin de la Aiud, cu al patrulea stadiu de exterminare premeditată. Doamna Baltag, omul nou pe care comuniștii au trebuit să-l recreeze sau să-l creeze, de fapt, prin această reeducare, că de asta și numit experimentul Pitești, reeducarea, închisoarea reeducării de la Pitești. Credeți că mai există astăzi această tentație de a crea acest om nou? Există astăzi vreun sistem politic sau vreo mentalitate, ideologie politică care încearcă același lucru, dar cu alte metode mai soft, mai ușoare, fără, iată, tortură fizică, să zicem? Cred că există și tare mie că e mai grav ca atunci. Să ne amintim că educația e la pământ, că oamenii nu mai citesc,
că oamenii se plâng, că oamenii dau vina pe alții. Am ajuns într-un punct în care chiar cred că e un timp periculos. Și mă gândesc că doar educația ne mai poate salva. Asta cred, de asta și fac filmele astea, ca să mai dau perspective, să învăț oamenii să creadă în libertate. Și libertate nu înseamnă să faci ce vrei, ci să respecti libertatea celui din fața ta. Și tot ce se vorbește în momentul ăsta e atât de superficial. Și de multe ori mă simt un cetățean manipulat. Și de multe ori mă zbat pentru o mulțime de lucruri, inclusiv sprijin pentru acest proiect document, și mi se dă în cap și mi se pun piedici și mă tot întreb, da, de ce? Da. Răspunsul probabil o să și-l dea privitorii, ca să nu spunem noi în cuvinte. Dar trebuie tot ei să știe că o Victoria Baltag are și mânerul și tăiușul din fier și nu se va lăsa niciodată. Eu cred că aceste piedici sunt doar ispite pe care dumneavoastră trebuie să le parcurgeți pentru a vă întări, și la sfârșit cred că este un lucru foarte frumos. V-ați întâlnit cu supraviețuitori al experimentului Pitești, ați spus. Cu ce impresie ați rămas? Acum încerc să dau înapoi și să mă gândesc ce am simțit când l-am văzut pe primul. Eram la închisoarea tăcerii la Râmnicu Sărat. M-a uluit fața. Cred că asta m-a uluit la fiecare. În momentul în care ne povestea despre ororile prin care au trecut, dar fața era atât de blajină și nu scoteau pe gură cuvinte negative. Deci genul acesta de înțelepțire, de duhovnicire, dacă aș putea să spun, m-a uimit complet. Nu mai mi-aduc aminte dacă rămăsesem cu gura căscată sau pentru că eram atât de fascinată. Și am întrebat mulți ani după aceea, atunci n-am îndrăznit, dar am întrebat pe alte persoane cum își explică că acești oameni, după atâta durere, povestesc cu zâmbetul pe buze. Și mi s-a explicat și acum înțeleg. Prefer însă să spun că noi nu mai suntem în era martirilor și noi, cei de acum, ar trebui să plătim daunele pe care cei din trecut ni le-au făcut strămoșilor noștri. Apropo de două aspecte, vreau să le punctez și în ceea ce a spus acum, lumina de pe chipurile lor, se poate vedea acea lumină la părintele Iustin Pârvu, la părintele Arsenie Papacioc, la părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, că l-am evocat și îl vom mai evoca. Deci sfinții închisorilor, Valeriu Gafencu, iată, sfântul închisorilor, pozele, dar și filmările care se găsesc pe YouTube cu cei care au fost cumva contemporani cu noi. Într-adevăr, dacă i-ai întâlnit sau dacă te uiți la chipurile lor pe YouTube, nu ți-ai putea închipui că au trecut prin momente de tortură care pe noi astăzi probabil ne-ar distruge în câteva secunde. Da, iar referitor la reparații, vedeți că în Occident se tot vorbește de reparații morale. De exemplu, în America se pune problema despăgubirii populației de culoare pentru atrocitățile sclaviei. Evident, eu nu sunt de acord cu treaba asta ca idee, ca principiu, pentru că populația de astăzi nu are nicio vină pentru ce s-a întâmplat acum 300 de ani. La fel și în România este subiectul cu aparenta sclavia romilor în anumite zone ale României. Iarăși un lucru care este regretabil, dar dacă ar trebui să cerem reparații, atunci hai să cerem reparații și de la Imperiul Otoman, hai să cerem reparații și de la italieni și așa mai departe. Dar cred că o reparație morală care ar trebui să fie făcută neapărat este ceea ce face și dumneavoastră, evocarea acestor evenimente din nou și din nou, până la a fi pisăloci chiar, pentru că nu putem fi niciodată. Mă iertați două secunde, e o alertă de la vreme. Două secunde, mă iertați.
Da, la noi la Iași, în Iași este un viscol foarte puternic și ne trimite aceste alerte, îmi cer iertare. Deci, cele mai bune reparații pe care putem să le facem este să aducem în lumina tinerilor conștientizarea acestor evenimente și mai ales să-i facem treji, să aibă acea trezvie duhovnicească de a separa grâul de neghină în noile ideologii deosebit de înșelătoare care ne sunt prezentate și care suntem ispitiți la fiecare pas. Doresc să vă mai întreb ceva despre proiect. Cine sunt oamenii din spatele proiectului care s-au aliniat la acest proiect pe care vi l-ați propus de a readuce în lumina zilei acest eveniment istoric sângeros din istoria contemporană a României? Cine sunt frații și surorile care au pătimit alături de dumneavoastră în acești 11 ani? Descrieți-i cât de mult doriți dumneavoastră, pentru că merită această... Suntem o familie unită și sunt extraordinar de fericită că și după atâția ani încă mai păstrăm legătura. Că știți foarte bine, fiecare dintre noi și-a continuat viața. Mulți au plecat din țară, mulți și-au schimbat locurile de muncă. E foarte frumos că am rămas cu mulți dintre ei în legătură și, ca cum îmi spune să-i numesc, păi suntem peste 888 în spatele camerei. Wow! Peste 120 în fața camerei. Câțiva așa dintre ei care mai sunt în țară, care, nu știu, mai joacă în filme? Păi de la Iași avem atât de mulți. Oare cu cine să încep? Cu Haruna Condurache, cu doamna Burdujan, cu Radu Ghilaș, cu... Păi, dar sunt aproape toți actorii din Iași joacă la mine, deci cred că nu le-aș face onoare dacă nu i-aș numi pe toți, dar vă invit pe dumneavoastră, cei care vizionați, să intrați pe IMDB și le veți găsi numele acolo. Cu drag, cu drag. Ați avut sprijin foarte, foarte mare de la domnul Ion Caramitru. Ați menționat asta în foarte multe interviuri și regretul pe care îl aveți pentru faptul că dânsul nu a mai apucat să vadă acest proiect terminat. Întrebarea mea era însă referitoare la fiul dumnealui, Andrei Caramitru, care și dânsul este faimos, dar din alte motive. V-a sprijinit cu ceva Andrei Caramitru? Nu. Ați încercat să obțineți ajutor de la el, fiind totuși fiul lui? Și având resursele financiare să facă chestia asta, să vă ajute financiar? Da, nu știu dacă are resurse, dar pot să spun că domnul Caramitru mi-a făcut cunoștință cu cei trei fii ai dânsului, deci îi cunosc personal și în momentul în care, adică domnul Caramitru le povestise despre proiect, toată lumea știa despre ce e vorba, mai mult decât atât, când am pus pe paginile noastre că ne este greu și așa, au mai făcut alții comentarii, Andrei Caramitru, dar tu nu zici nimic. A preferat să nu se implice și probabil știe el de ce. Eu merg înainte cu proiectul meu pentru că eu fac cultură și educație. Poate că el vrea să meargă pe partea politică mai mult și atunci ar fi bine să nu se implice artistic. Mă rog, fiecare cu explicația lui. Am înțeles. Citisem un fragment de la Glasuri din Bolgia al domnului Sorin Lavric despre părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa. Așa. Și acum, cu voia noastră, voi citi din această carte, Sfinții Închisorilor, tipărită prin bunăvoința celor de la Mănăstirea Paltinul Petru Vodă, despre părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa și Calvarul Reducării de la Pitești. Iată ce ne se spune. În februarie 1949, Calciu a fost transferat împreună cu colegii săi de la medicină la închisoarea Pitești și a fost încarcerat la secția temniță grea de la parter. Prin mai 1950 a fost bătut pentru prima dată de către doi agresori, chiar în prezența unui gardian, dar prin demascările propriu-zise a trecut abia din 6 decembrie 1950, când acțiunea a pornit și la secția de temniță grea, sub conducerea lui Eugen Surcanu, Octavian Tomuța și Silviu Suciu. Forțat să-și denunțe activitatea de libertate, a menționat în declarațiile lui oameni nevinovați, iar mustrele de conștiință l-au făcut să încerce de mai multe ori să revină asupra informației. Prima dată fără succes, imediat după torturi, când a fost amenințat de sublocotenent Mircea Mihai să nu-și retracteze declarațiile, și a doua oară după ridicarea liderilor agresorilor din Gherla în 1952, când a trimis Ministerului de Interne o notă în care prezenta condițiile în care au fost muse declarațiile. Prăbușirea sufletească a studentului Gheorghe Calciu începe aici, în urma contactului brutal cu violențele imposibil de îndurat pentru alcătuirea lui lăuntrică. Iată cum explică prăbușirea celor maltratați. Citez.
Tortura era așa de mare că la un moment dat simțeai că tot ce n-ai spus este o piatră pentru tine, nu mai puteai să o duci. A ascunde ceva, orice despre părinți, despre prieteni, a nu mărturisi până la capăt, toate deveneau așa de monstruoase în timpul așa de teroare, așa creșteau în inima și mintea noastră încât îți pleznea capul și duceai singur și spuneai și astfel inima noastră s-a golit, sufletul nostru a murit sau cel puțin a amorțit. Am încheiat citatul. Nu avem însă informații că ar fi făcut parte din comitetele de agresori. Doamna Victoria Baltag, acest subiect din istoria noastră, din istoria comunistă în România, este aproape trecut sub tăcere când vine vorba de asumare politică, de asumare chiar și culturală, așa cum ați menționat și noastră anterior, și sunt foarte puțini oameni de cultură care îl pomenesc. Cu excepția Bisericii Ortodoxe Române, dar și a altor culte din România, cam nicio altă instituție nu s-a implicat în aducerea în prim plan a conștiinței naționale a acestei tragedii a regimului comunist. De ce credeți că se întâmplă asta? Sunt tot felul de interese. Numiți câteva. Păi, eu în cei 11 ani am primit amenințări și de la ăia și de la ăilalți și de la fiecare dorea să fie ei puși în lumină și ceilalți în umbră. Nu vreau să menționez pentru că e de-a dreptul hilar. Toate. Dar nu e hilar, e dramatic și ar trebui să menționați cu subiect și predicat. Măcar să ne povestiți o astfel de amenințare, mi se pare foarte grav să fiți amenințată. Și mă voi ocupa, deocamdată las lucrurile așa pentru că pregătim o petiție pe care o voiam anunța în săptămânile care urmează și ca să pregătim un pas puternic înainte, le ținem un pic. Dar clar, este un proiect nedorit din foarte multe puncte de vedere, pentru că toți au greșit și pentru că în momentul în care nu ne asumăm că și noi am greșit, deja pornim din greșeală. Trebuie întâi asumare, cercetare și apoi libertate în gândire, fiecare să discearnă. Asta îmi doresc. Dar vom vedea. Amen. Amenințările au venit din partea unor oameni sau instituții ale statului român? Nu o să le spunem instituții. Nu m-a sunat președintele României să-mi spună nu. 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 Atât de sus nu, dar au fost alte tipuri de amenințări. Iar președintele României, căruia i-am scris și l-am rugat acum câțiva ani să găsească resurse pentru a-mi finanța, mi-a răspuns, bineînțeles, nu dumnealui, ci... Da. Purtător de cuvânt. Da, că dumnealui președintele României nu are atâția bani ca să mă poată ajuta pe mine. Când eu am cerut să găsim soluții, eu n-am zis, domnul președinte, dați-mi cotă parte din salariul dumneavoastră. Doamne ferește, eu m-am adresat unui șef de stat ca să găsim soluții. Știți ce mi se pare mie hilar? Nu doar legat de domnul președinte Iohannis. Eu stau în Iași, dar de fapt sunt sibian. Născut și crescut în Sibiu și am fost un mare susținător al dânsului în primul mandat, nici de cum în al doilea mandat. A avut bani pentru 6 case. 1. 2. Se găsesc bani din partea statului, bineînțeles, care sunt luați tot de la noi, publicul plătitor de taxe și impozite, pentru proiecte culturale care sunt adevărate obscenități. De exemplu, am să spun foarte concret, filme care promovează homosexualitatea la Muzeul Țăranului Român. De parcă asta ar fi un subiect care să ne trezească cumva vreun soi de virtute în conștiința noastră. Pentru astfel de aberații, 10.000 de euro, și nu glumesc, 10.000 de euro sunt, sau piese de teatru care tratează aceste subiecte, da? De când, nu știu de când anumite deviații de natură intimă au ajuns subiect de cultură, iată că au ajuns. Dar se pare că pentru asta se găsesc bani. Se găsesc bani pentru tot felul de concerte, de muzică care este de fapt nu este muzică și mai departe. Asta pentru ceva care practic nu este o... Că dumneavoastră n-ați făcut filmul ăsta din imaginație, nu v-ați imaginat noastră o închisoare în care unii sunt bătuți, obligați să-și mănânce fecale și să-și bea urina și mai departe, ci este ceva ce s-a întâmplat din propria noastră istorie și au fost români contra români până la urmă care au făcut lucrurile astea. Pentru asta nu se găsește bani, deci este clar o ticăloșie fără margini, fără margini la mijloc. Aș vrea să vă mai citesc un fragment de data aceasta din viața părintelui Crăciun Oprea, părintele cel cu nume de sărbătoare și prin ce a trecut la Pitești și la Gherla.
Cea mai grea perioadă calvarul închisorilor a fost cea petrecută în închisoarea Pitești, unde părintele Cal Crăciun Oprea a stat aproape un an de zile. La Pitești este închis în august 1949 în aripa sudică a închisorii, în celula 9, la etajul 1, imediat lângă camera marului torsionar Țurcanu. Până la 23 august 1949, deținuții aveau un regim mai liber. Grădinile lăsau prin conducerea închisorii pe deținuți să fie liberi pe coridoare. Îi tratau chiar cu dumneavoastră și chiar îi respectau, deoarece conștientizau ce valori morale și spirituale erau închise. După 23 august, din porunca superiorilor, au fost închiși în celule și li se adresau banditule. Citez, și la WC trebuia să mergem pas alergător cu condițiile care erau acolo și eram bătuți crunt fără milă. Și apoi s-a reînceput reeducarea de un grup de studenți care au fost înșelați socotind că vor fi miniștri dacă pot să ucidă pe ceilalți cu ortacii lor. Echipa s-a numit echipa lui Țurcanu. Au început să ne bată pentru orice. Timp de câteva luni ne-au dat numai varză fiartă în apa ei. Nu aveam patul, dormeam pe niște fiare sau pe jos, grămadă. O parte din deținuți sunt spăimântați și cedând psihic autorât să treacă de partea torționalilor, de partea comuniștilor. Dar sărmanii erau deja reeducați, nu erau stăpâni pe liberul lor arbitru. Atunci s-a pornit în vrăjbirea și frate pe frate era dat spre moarte. Am încheiat subiectul. Am încheiat citatul, pardon. Aș vrea să vă întreb. Ați spus că erați în legătură și probabil că mai sunteți cu foarte mulți dintre cei care au pătimit acolo și cu Asociația Sfinții Închisorilor. Foarte mulți dintre cei care au ajuns în închisorile comuniste, inclusiv cea de la Pitești, au avut simpatii legionare. V-a fost vreun moment frică că veți fi etichetată ca legionar sau ca și fascist? Sau ați suferit astfel de stigmatizări în care ați fost numită fascisto, legionaro, nu ți-e rușine să faci așa ceva? Nu, pentru că eu fac artă și cultură. Legea spune clar că dacă militez astfel de valori din punct de vedere politic, într-adevăr intri în categoria respectivă, dar eu fac artă și cultură și istorie. Practic, n-am absolut nicio legătură cu vreun demers. Însă, multe dintre organizațiile acestea mi-au dat telefoane să scot bucăți, să pun bucăți și așa mai departe, ca să nu intru în detalii. Deci toate comunitățile care erau în perioada respectivă implicate, toate, m-au sunat și mi-au zis, hai Victoria, dai tot noi, da. Și a fost o foarte mare presiune, pentru că până la urmă este copilul meu. Eu știam că bine n-a făcut nimeni, că tot ce înseamnă exces e rău. Nu e unul foarte bun și unul foarte rău. Eu am vrut să spun și am spus lucrurile așa cum erau. Și n-a bucurat pe multă lume. De aici și inconveniența cu banii și așa mai departe. Dar Victoria e încăpățânată, merge pe făgașul ei și asta. Unde ați filmat? Care au fost locațiile de filmare? 44 de locații autentice. La Iași am filmat în foarte multe locuri frumoase, tare, de la Râpa Galbenă pe Esplanadă, la Casa CFR, Mihai Eminescu, Casa Andrei Codreanu, Bolta Rece. Doamne, dar numai când mă gândesc, vin în minte că e orașul meu preferat. Asta partea frumoasă a vieții în perioada interbelică până ajungem la 48. Și apoi închisorile Suceava, Pitești, așa le-am folosit în închisori, dar ne-am perindat. La Pitești s-a putut filma foarte puțin pentru că acolo s-a făcut paracliz și, mă rog, cine merge își dă seama că este mai greu, dar am folosit închisorile care arată exact la fel. Este cea de lângă București, închisoarea Gherla, da? Sper că da. Nu le amintesc acum. Lângă București este Jilava. Jilava. Gherla este la Cluj. La Cluj. Așa, am fost și colo și colo, dar am descoperit că e mai bine să ne ținem aici în zona Bucureștiului, că e aproape Pitești, București. Mă rog, ideea este că am folosit locații autentice. Nu am nici n-ați improvizat. Nu ați improvizat un fac cei de la Hollywood. Păi, pentru că noi nu ne-am permis să facem platou de filmare, noi am folosit locații autentice care, în opinia mea, dă o greutate mult mai mare filmului. Pentru că dacă eu
în film spun că uite, mișcarea legionară a avut ultima întâlnire în clădirea asta și își arată omului unde și el poate să meargă la ea și să vadă clădirea că e acolo. Cred că îi dă o greutate mult mai mare decât să fi făcut eu o căsuță din carton și mi-e foarte drag și cine poate să facă chestia asta, să-și păstreze autenticitatea locurilor, face mare lucru, că obiectele astea se perimă, dar filmul rămâne pentru totdeauna. Și asta e o modalitate să mai știm și noi cât de frumos era Iașul. Și acum e frumos, dar în perioada intervelică nimic de comentat. Sunt anumite filme care trăiesc în inima noastră și care trezesc emoții foarte puternice. Am în minte Patimile lui Hristos, al lui Mel Gibson. Da. E bine, dacă mergem în spatele culiselor și, de exemplu, ascultăm pe actorul Jim Caviezel, care îl interpretează pe Mântuitorul, aflăm că a avut foarte multe foarte multe probleme. A fost electrocutat și a rupt umărul, dacă nu mă înșel. A înghețat cât timp a stat pe Sfânta Cruce, pironit, parcă 9 ore a stat pironit pe cruce ca să facă acea filmare de câteva secunde sau un minut, două maxim. Dumneavoastră, cu actorii, cu producția, ați avut astfel de evenimente în care un actor s-a accidentat sau au fost evenimente pe care aparent nu vi le-ați putut explica? Da, noi am pățit foarte multe lucruri, că de asta spun tot, ni s-a boicotat proiectul ăsta, ba ne lipseau cablurile, ba ne stricau paturile, ba lipsea generatorul și tot așa. Legat de inconveniențe, am avut atât de multe că aș putea să... De exemplu, unul dintre actorii de la Iași, când trebuiau să se lupte, mă rog, în fața casei, a căzut cumva pe spate și a scrântit coasta. Vă închipuiți, eram, Doamne, mi-e dată de frică. Până la urmă a fost bine. O sunt momente când cumpărasem șindrile și așa să facem paturi și pentru spațiu de închisoare și azi le făceam, terminam filmările, mâine nu mai erau acolo. Azi le făceam, iar filmam, la un moment dat nu mai aveam bani să-l cumpărăm în scândură. Deci numai chestii din astea, așa că acum mă bușește râsul, dar atunci nu râdeam deloc, plângeam toți. Am avut foarte multe, chiar foarte multe inconveniențe și în cadrul echipei. Eram mulți tineri, veniți și cu experiențe diferite. Unii n-aveam experiență deloc, alții mai făcuseră multe filme. S-au mai iscat conflicte de genul ăsta. Eu aveam presiune aici și cred că eram și eu pe o stare din asta de adrenalină. Dar partea frumoasă este că eram ca o familie și pe cât ne-am dezțelenit atunci, pe atât de apropiat suntem acum. Și sunt mândră de ei și abia aștept să-i revăd pe cei pe care nu i-am văzut la Iași și îmi doresc din toată inima să facem vreo să-i remunerăm. Ei au lucrat din 2016 până acum neplătiți, adică și eu cred în dreptate. Dacă trebuie să se facă dreptate, noi cei 120 plus 800 și ceva trebuie să ne găsim partea pecuniară, pentru că am dăruit până acum necondiționat, a ieșit, e frumos, mesajul merge, universul trebuie să se aplece către noi, așa cred acum. Cât timp vorbeați, mi-a venit în minte o întrebare. Nu știu dacă știți filmul Man of God, regizat de Elena Popovici, o regizoare de origine greacă, dar care trăiește în America și care a beneficiat și de o distribuție excepțională, și actorul care l-a interpretat pe Sfântul Nectarie de Eghina, dar și actorul Mickey Rourke a avut un rol la finalul filmului. Genul ăsta de filme sunt promovate și chiar sponsorizate, cred, și de Biserica Ortodoxă Greacă sau chiar de Mănăstirea Batopedu de pe Sfântul Munte Athos. Dumneavoastră ați avut ajutor de orice natură din partea Bisericii Ortodoxe Române? Înainte, de fapt, ați încercat să apelați și la ierarhi? Of, da, am încercat și n-au fost niciodată bani. Mai mult decât atât, una dintre scene trebuia să o facem la Biserica Trei Ierarhi. Îmi place foarte mult cum arată. Și... În Iași. Da. Și am vorbit cu călugărul de acolo să-l rog să explic că este film fără fonduri și n-am de unde să-i plătesc cât ar fi vrut dumnealui, dar să ne lase doar o scenă, câteva secunde. Adică intram și ieșeam. Și a venit după noi cu
bățul să ne dea afară și în film apare numai grădina cu trei erari. Dar de ce? De ce această reacție din partea dânsului? Nu plătisem, ne spunea să plătisem, eu nu aveam de unde să-i plătesc, taxa era mai mare decât ne-aș... dar nu aveam. Adică dar ați încercat să luați legătura direct cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei? Să putea să faceți o scrisoare deschisă către Înalta Preasfinția Sa, da. Teofan? Am scris la începutul filmului, asta era în 2014, cred că prin noiembrie, o scrisoare către dumnealor, în plic am pus-o, dar n-am primit răspuns. Și după aceea a fost toată vâltoarea să mă ocup de film și nu le-am mai contactat. Am înțeles. Dacă vorbim de Sfinții Închisorilor, nu putem să-l trecem cu vederea pe Valeriu Gafencu. Da. O să vă citesc câteva fragmente din Sfinții Închisorilor despre perioada petrecută de Valeriu Gafencu la Pitești. Construit între 1937-1941 după standarde internaționale, penitenciarul Pitești era cel mai modern spațiu de detenție din țară, având o capacitate de circa 700-800 de persoane. Primul lot transferat care avea să cunoască acțiunea violentă de reducare a cuprins pe legionarii arestați în 1941, între care Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Aurel Pandurescu. Valeriu va rămâne în Pitești până în decembrie 1949, trecând prin faza premergătoare regimului de exterminare aplicat înainte de începerea torturilor. Atitudinea lui în fața autorităților este plină de demnitate și înțeleaptă, fără bravări inutile, fiind considerat de mulți defetist. Spune așa Valeriu Gafencu: cine se afirmă creștin trebuie să se poarte ca un creștin. Nu e îngăduită crima ca armă de luptă creștină. E necesar să mărturisim public greșelile trecutului pentru a pune un început nou. Nu sunt îngăduite nici tirania, fără de legea și abuzul. Am încheiat citatul. Pacifist, dar nici pe departe laș, Valeriu se apropie într-o zi de cel mai crun gardian al Piteștiului. Citez: domnule Georgescu, odată a venit la Mântuitorul mai marele preoților și a adus cu el o femeie ce căzuse în păcatul prea curviei și s-a adresat lui Iisus cu următoarele cuvinte: ce facem cu această femeie, căci după legea noastră ea trebuie să fie ucisă cu pietre? Iar Mântuitorul a răspuns: cine este fără de păcat, ridice piatra să o lovească primul. Cei ce au auzit au dispărut rând pe rând. Iisus a spus: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nici nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Peste câteva ore, Georgescu a deschis ușa celulei și a zis: n-au avut temei, de aceea n-au omorât-o. De atunci însă Georgescu a avut o licărire de omenie și respect față de noi, cei din celula de izolare. În noiembrie 1949 are loc prima bătaie generală organizată de grupul lui Țurcanu. Elementul decisiv pentru paralizarea oponenților nu a fost nici surpriza atacului, nici violența loviturilor, deși ambele au rolul lor, ci intervenția administrației închisorii de partea grupului Țurcanu. Astfel, după ce erau torturate, victimele erau preluate de grupul Țurcanu și forțate să lovească la rândul lor pe alții, refuzul însemnând o nouă tură de bătaie. Citez: Valeriu se aștepta la proba marele pădări de trecut care se pregătea. Într-adevăr, șeful reducării a năvălit curând în celula lui, întovărășit de doi bătăuși solizi, cerându-i să nu mai facă pe Apostolul lui Hristos aici, unde toți au devenit atei prin voința mea. L-am citat pe Țurcanu. I s-a răspuns că toate sunt trecătoare în această lume în care cel ce vorbește este doar o unealtă a diavolului. I s-a mai adăugat următoarea precizare, citez: eu sunt pregătit pentru moarte de când am descoperit cel mai mare adevăr al lumii, dragostea în Iisus Hristos, care a răbdat toate loviturile, toate jignirile, pentru a ne aduce nouă credință adevărată, a ne aduce dragoste nețărmuită față de noi, oamenii, de a răsplăti jignirile, loviturile, schingiurile și moartea, spunând: iartă-l, Doamne, că nu știe ce face. După ce șeful a izbit cu pumnul pe neașteptate, celălalt torționar l-a bătut cu palmele, cu pumni și cu picioarele, întrebându-se la sfârșit dacă mai trăiește. Alții l-au ridicat de jos, iar Țurcanul a răgnit: vrei să trăiești? În jurul pe Hristos. Fermitatea credinței nu s-a lăsat așteptată. Spune Gafencu: nici pentru 1000 de vieți nu fac ce-mi cer tu, Iisus este Dumnezeu cel veșnic. Iartă-i, Doamne, că sunt doar unelte. După pumnul primit de la Țurcanul, sângele a țâșnit din gura lui Valeriu, care s-a prăbușit pe podele. Când s-a ridicat în genunchi cu ultimele forțe, el s-a închinat și a rostit o rugăciune: Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul meu, primește pe păcătosul Valeriu în împărăția ta și tuturor răilor dă-le lumina din marea ta bunătate. A fost transportat imediat la infirmerie, dar nu a murit atunci. Slăbit în decembrie 1949, Valeriu are primele hemoptizii și este trimis la spitalul penitenciar Văcărești, este diagnosticat de TBC pulmonar, urmând să fie expediat la penitenciarul sanatoriu Târgu Ocna în februarie 1950. Doamna Valeriu, cu ce este diferit proiectul dumneavoastră de un alt film care a ieșit acum câțiva ani, cred că 2-3 ani, și care la fel este foarte răbășitor, eu când l-am văzut am plâns, se numește Între Chin și Amin. Da, este foarte bine că s-a făcut acest film. Povestea este un pic mai romanțată, e povestea de iubire a compozitorului, da. La mine e
pură, nu o să zic lipsă de romantism. Eu, ca și cu Baltago, asta fac în filmul acesta. Trebuie să mai spun că eu am început în 2011 realizarea acestui lungmetraj. Ei l-au început în 2018. Al meu este primul film despre acest subiect, al lor este primul terminat despre cam așa ceva. Mă bucur că se întâmplă, ar trebui să încurajăm astfel de proiecte, cât mai multe, că numai așa învățăm. Asta este părerea mea și tot respectul pentru astfel de inițiative. Vin cu o întrebare tehnică despre aspectul politic al ideologiei care a creat și experimentul Pitești. Ce este comunismul? Ce a fost comunismul? Ce a fost pentru România? Sau ce mai este, dacă considerați că el încă există într-o altă formă? Ce înseamnă să fii un bun comunist? Ei, eu mi-l imaginez pe tata undeva aici, când încep eu să-i spun ce cred eu despre comunism și tata tot timpul mă corectează. Măi, fetiță, nu știi nimic. Tatăl meu are 86 de ani. El a trecut de să la regal. Trească. Mulțumesc la fel. Eu consider că oamenii au potențial diferit. Ce puteți dumneavoastră să faceți, poate nu pot eu, sau sunt alții cu mult mai buni decât mine în lumea aceasta. Ca tare, n-am înțeles niciodată egalitatea. Dacă eu știu că lucrăm împreună și amândoi primim la sfârșit două boabe de mazăre, deși eu am potențial să lucrez mai mult, de ce aș mai lucra? Pentru că la urma urmei tot atât primesc. Cu alte cuvinte, comunismul mi-a dat impresia de mușamalizare. Toți trebuie să fim ca unul. Nu-mi place, mi-e place diversitatea. În comunism trăiai cu frică. Ți era frică și de soțul de lângă tine, soția că te poate pâră. Acele erau vremurile, n-aveai voie să ieși din casă, din țară, din... totul era interpretabil, totul era cu porție. Altcineva hotăra pentru tine, până și pentru copiii tăi, când îi faci ce se întâmplă cu ei și așa mai departe. Privarea aceasta de libertate și dezumanizarea a ceea ce s-a întâmplat la noi vine din comunism. Acum, eu nu sunt politiciană și asta i-aș fi spus și lui tata, dar în opinia mea de om, de cetățean, asta văd. Și n-am cum să fiu de acord cu sistemul acesta în nici o formă. Da, comunismul a făcut bine că i-a dus la școală pe toți din sate și așa mai departe, dar se putea face și fără teroare. Haideți să găsim modalități frumoase de a face lucruri. Exact, adică una din temele nostalgiei ceaușiste la noi în țară este comuniștii au început alfabetizarea poporului. Asta ar fi făcut și liberali, ar fi făcut și țărăniștii, orice alt regim ar fi făcut lucrul ăsta. Credeți că ideologia comunistă se află încă între noi? Nu a plecat niciodată după momentul 1989? Și acum are o altă denumire, se numește altfel, nu știu, se numește... Nu vreau să spun cum cred eu că se numește, pentru că nu vreau să vă induc un anume răspuns, vreau să aud părerea dumneavoastră sinceră. Dar, practic, ce vreau să aflu la dumneavoastră este dacă tu și aveți o expertiză, adică ca să faci un astfel de film, nu poți pur și simplu să te apuci să scrii un scenariu și ce trebuie să faci un material amplu de documentare științifică. Și atunci, din ceea ce observați în jurul dumneavoastră, ce se întâmplă pe plan extern, Europa, America de Nord, da, lumea civilizată, civilizația occidentală, este posibil ca ideologia care stă la baza comunismului, marxismul, da, pentru că aia stă la baza comunismului, lucrarea lui Karl Marx, Capitalul și Manifestul Comunist, este posibil ca ele să fie încă bine reprezentate în România, bine reprezentată în Occident, dar să aibă alt nume, să nu se spună comunism, ca să se evite, bineînțeles, stigmatizarea pe care o aduce comunismul prin URSS sau prin China comunistă sau prin alte țări care au comis genocid. Și care comit genocid. Și care comit, corect. Comunismul există în lume și este o putere. Este o mare putere. De aceea eu n-am putut să iau sponsorizări de la companii mari, precum, să spunem, Coca-Cola, Procter & Gamble, pentru că ei și-au pus o întrebare foarte simplă. De unde ne luăm noi profitul cel mai mare? Din țările comuniste, din China, din Rusia, și atunci mai vrei să te lipești cu un astfel de film? Nu.
revenind la ce spuneați dumneavoastră, există acum, da, există. Există o formă de comunism care ni se induce, păi, privarea de libertate, tot ce înseamnă mușamalizare, pâinea și circul acesta care se întâmplă în mass media, în viața culturală, că nici pseudoculturală. Se întâmplă, dar mult mai finuț, ca să spun așa. Și legat de asta, știu din cărțile de psihologie că o teroare precum comunismul sau o teroare precum nazismul se va perinda în mintea și ADN-ul omului timp de 7 generații. Și o să vedeți că, de exemplu, copilul celui care a trecut prin experimentul Pitești poate nici n-a știut despre ce se întâmplă, dar el are ceva acolo, îi lipsește ceva, caută, ceva se întâmplă și 7 generații noi vom suferi. Ce cred eu este că avem nevoie de medici, de psihologi, de psihiatri, să ne asumăm că da, nu suntem perfecți, să învățăm să ne cerem scuze, să ne calmăm și să facem lucrurile bine. Și de duhovnici buni, pentru că dacă avem duhovnici buni, s-ar putea să nu mai trebuiască, da, să ajungem pe la psihologi. Sigur. Cum priviți corectitudinea politică? Dar nu există așa ceva. Unde ați găsit-o? Aici vă contrazic. Există în mediul politic, există în Hollywood. Filmele care vin de la Hollywood, cel puțin, hai să zic, în ultimii 5 ani, cu precădere, așa. Netflix. Da. Acest concept de care este dezvoltat undeva în spațiul nord-american, corectitudine politică, este foarte prezent și este stipulat chiar de ei în spațiu public zi de zi, fără nicio problemă. Păi mie nu mi-au vrut filmul și unde e corectitudinea politică? Păi da, Toma, păi asta este, dacă v-ar fi vrut filmul, ei ar fi fost incorrecți politic. Am înțeles. Iar fi fost incorect politic. Corectitudinea politică, ok, am vrut să vă întreb lucrul ăsta pentru că eu văd și de fapt foarte mulți vedem lucrul ăsta, corectitudinea politică folosește cam același teme de propagandă ca și comunismul. Ceea ce a spus și noastră mai înainte, egalitatea cu orice preț, inclusiv cel al crimei. Toți trebuie să fim egali ca să nu cumva să se simtă discriminat cel de lângă mine. Deci înmulțirea talanților nu este permisă. Bun, mergem mai departe cu o altă întrebare incorect politică. Cum priviți feminismul și folosirea de către comuniștii a femeii spre așa zisa emancipare? Bănuiesc că știți că prima femeie politician, Ana Kolontai, a fost o subalternă a lui Lenin, primul președinte comunist, URSS, și comuniștii marxiștii ruși, bolșevicii ruși, au văzut în emanciparea femeii. În primul rând, Marx a fost un mare critic al familiei, așa zisă tradițională, se numește astăzi, mi se pare termenul stupid, pentru că familia, ori e familie, ori nu e familie, ne referim bineînțeles la bărbat, femeie și copii, căsătoriți, bineînțeles. Comuniștii au negat această definiție a căsătoriei. În timpul URSS-ului, de exemplu, în perioada leninistă, căsătorile se puteau desface foarte ușor prin trimiterea unei cărți poștale de către unul dintre soți către alt soț. Astea sunt, da. Avortul este legalizat de asemenea pentru prima dată în URSS, în Rusia bolșevică. Deci bolșevicii au acest merit de a legaliza avortul, pentru că el era în Europa, ne vine sau nu să credem, valorile europene pre-începerea bolșevismului în URSS erau niște valori conservatoare pe baza, bineînțeles, doctrinei catolice cu precădere în Occident, la noi pe baza ortodoxiei, și avortul din motive religioase nu era permis nici în țările așa zise emancipate de astăzi, pe care le admirăm noi și spunem că vrem o țară ca afară. Deci, feminismul a fost promovat prima oară de socialiștii americani și apoi adus cumva în lumea comunistă rusă, de unde s-a răspândit. Inclusiv ziua de 8 martie, numită Ziua Internațională a Femeii, este o sărbătoare comunistă. Ei au fost cei care au instaurat această zi de sărbătoare a femei. Și atunci eu vin cu o întrebare probabil cea mai grea pe care vă adresez dintre toate cele pe care vi le-am pus și îmi cer iertare dacă vă ofensează această întrebare, dar sunt foarte curios să aud părerea dumneavoastră ca femeie care, iată, s-a luptat 11 ani să facă un film despre comunism. Cum priviți feminismul? Credeți că femeile au nevoie de feminism?
Da, e bine că m-ați întrebat și bine că sunteți bărbat ca să auziți o părere de la o femeie. Vă rog. Noi femeile am stat mii de ani sub papucul bărbaților. Nu aveam voie să învățăm, nu aveam voie să citim, nu aveam voie să mergem la școală, nu aveam voie să avem cont în bancă, doar pentru că erai femeie. Da? Și acum cu comunismul ăsta ne-a mai prins noi că și noi avem potențial să facem lucruri. Și eu, ca femeie, pot să fiu producător de film. Și sunt și am reușit. Dar dacă veneau bărbații și îmi dădeau un cap de fiecare dată și îmi suneau să stau la creatiță, aș fi reușit? Nu. Ce cred eu legat despre feminism este că, și văd cu ochii mei, bărbații se demasculinizează, devin așa ca niște fetițe. Nu mai este bărbatul acela care ține de curtoazie, să-i deschidă ușa doamnei, să o lase să intre, să-i vorbească frumos, tot respectul pe care eu îl văzusem în perioada interbelică. Și pentru că bărbații uită să fie bărbați și se comportă ca o femeie, femeile iau putere și devin ele bărbate. Eu ce să fac dacă sunt cu două sacoșe și văd că nimeni nu vrea să mă ajute? Păi fac eu mușchi cu cele două sacoșe. Deși mi-ar plăcea să trăiesc într-o societate unde curtoazia încă a rămas la rang de valoare. Cavalerismul, da? Nu? Exact, așa, că în engleză se spune chivalry. Așa, da. Este, exact. N-are nicio legătură feminismul cu cavalerismul. Să fii cavaler și să te porți frumos, nu neapărat cu o femeie, și cu un bărbat. Să știi că cuvântul dat e cuvânt dat, când ai spus un lucru faci, că ești un om de sprijin. Dacă ei acum sunt atât de volatili, ia săraca femeie ce să facă? Se apucă, duce trabantul, am văzut ieri la avion, era pilot. Asta îi facem pentru că nu mai avem bărbați. Bărbaților le plac lucrurile ușoare. Nu mai găsesc bărbații aceia cu demnitate, care să spună nu, n-am nevoie de ajutorul tău, te ajut eu pe tine. Acum dacă se poate să-i facilitezi. Și asta spun, ce se întâmplă tot din cauza bărbaților se întâmplă. Că dacă noi femeile am avea suportul și sprijinul bărbaților, am putea să fim femei. Dar nu mai putem, că acum trebuie să muncim și pentru școala copilului și pentru grădiniță și să avem și loc de muncă și să fim și frumoase și de vreme acasă și religioase și cuvioase și cam despre asta e vorba. Bun, cu prima jumătate, nu sunt de acord, dar nu voi dezvolta pentru că vom derea discuția și vreau discuția să rămână focusată pe film. Poate okay. Ne vom întâlni cu altă ocazie și o să vă explic factual cu fapte istorice și economice de ce lucrurile nu stau așa cum le vedeți dumneavoastră. Cu a doua parte sunt de acord, dar bărbații s-au feminizat și femeile s-au masculinizat, dar o să punctez atâta, este o consecință directă și logică a feminismului. Nu intrăm într-o teză de ce, dar asta este consecința. Și cel mai bine se observă în America, unde feminismul s-a născut practic acolo. Bine, a fost implementat de marxiști în Rusia, dar a căpătat amploarea în America datorită faptului că totuși America era o societate liberă, o societate democratică, o societate liberală, unde fiecare opinie putea fi exprimată de orice natură și oricât ar fi fost ea de stringentă sau percepută ca fiind extremistă pentru un context istoric sau cultural. America este în continuare o țară unde poți să ai drept la liberă exprimare, ceea ce nu putem spune despre URSS-ul acelor ani sau chiar despre Federația Rusă a prezentului. Bun. Vreau să vă mai pun o întrebare, tot din rămânem puțin pe zona aceasta culturală. Cum vedeți dumneavoastră identitatea poporului român? Care credeți că este identitatea poporului român? Ce o definește și care este fundația identității poporului român? Da, cred că identitatea românului e în funcție de background-ul de acasă, de câte cărți a citit, de câte țări a vizitat. Într-un fel îmi văd eu valoarea națională, altfel își vede mătușa mea de peste Prut, de exemplu. Totul, în opinia mea, ține de educație. Tot ce e exagerare este rău.
Avem nevoie ca să ne păstrăm cumva consistența de popor, să ne putem numi neam și peste 50 de ani, da? Să fim neam românesc. Avem nevoie de niște stâlpi, avem nevoie de o fundație sau putem pur și simplu să, nu știu, să copiem din dreapta în stânga ce ni se pare că e bun și cumva, pentru că observ, de exemplu, tradițiile, uite, eu mi-aduc aminte când eram copil, mergeam cu colindul. Așa. La oraș, în Sibiu vorbim, deci nu la țară. E bine, astăzi nici măcar în Iași, oraș foarte conservator, nu se mai merge cu colindul. Tinerii din ziua de astăzi nu mai merg cu colindul, adulții nici atât. Deci mai au importanță aceste aspecte ale tradițiilor noastre românești sau putem să le abandonăm ele fiind ceva deșuiet? Asta ține de oameni în general, de cei care vor să păstreze, de cei care au timp să păstreze. Noi acum suntem băgați în 100 de mii de activități. Înainte, nu știu, făceai mămăliguță și mâncai și mai te duceai pe câmp cu vaca și ai terminat povestea. Acum fiecare individ face zeci de mii de chestii. Nici nu mai e timp. Nu știu ce să zic. Ține de noi dacă vrem. E antropologie, etnografie, lucrurile astea sunt foarte frumoase. Dar nu cred că o să dăinuiască. Din păcate, pentru că nu va exista timp. Noi o să trebuiască să ne mișcăm repede cu tot ce se întâmplă, cu tehnologia, cu majoritatea oamenilor își vor pierde locul de muncă pentru că vom fi înlocuiți de roboți. Păi să stai, să faci o roșie când n-ai ce să pui pe masă, nu știu ce să zic. E foarte frumos, dar cred, așa mă gândesc, în câteva zeci de ani ori să se ducă sau poate numai câteva familii, din păcate. Asta e chiar păcat, pentru că e foarte frumos obicei. Dar dacă ne-am că ați menționat foarte frumos și ați zis foarte, foarte fain faptul că nu mai avem timp. Iată, timpul devine un lux. Da. Asta și pentru că trebuie să muncim mai mult. Da. Cumva, iată, cheltuielile noastre financiare s-au mărit cumva. Acum 100 de ani puteți să trăiești cu mai puțin din punct de vedere financiar. Acum trebuie să... Da. Și asta îți ocupă foarte mult timp. N-ar fi poate asta un prilej de a reflecta, măi, poate fac lucruri care sunt inutile, poate pierd timpul inutil, poate viața mea încerc să mă gândesc că o simplific, dar de fapt o complic, angrenându-mă în foarte multe lucruri. Hai să trăiesc cum trăiau, nu știu, străbunii mei, cum am spus, o vacă, o mămăligă, o de-astea. Bine, nu spun acum că să ne mutăm la, mutatul la țară e un lucru bun, dar nu gen să stăm în bordeie și să, ok, putem să păstrăm în continuare internetul, să ne păstrăm în continuare telefonul mobil, dar să dăm timp mai mult pentru noi. Oare e posibil să avem un echilibru între partea asta antrenantă a vieții și partea spirituală? Depinde ce vrei de la viață. Sunt oameni care se numesc enjoyers, cei care sunt bucuroși de a trăi clipa, le place să se relaxeze, să margă pe malul apei, să se întâlnească cu prietenii și așa mai departe. Și există doership, cei cărora le place să facă lucruri. Ca atare, o persoană care face lucruri se plictisește amarnic dacă merge la vreo petrecere și se relaxează, pentru că oamenii ăștia vor să facă. Dacă un om care e pus să facă lucruri și e din categoria de enjoyer, zice, ia mai lasă-mă că eu vreau să mă duc să mă distrez la club și tu mă pui să lucrez. Sunt două mari categorii de oameni, depinde ce își doresc de la viață. Eu nu caut, de exemplu, nici relaxare pe malul Prutului sau pe malul Mării sau pe malul Caraibelor. Mie îmi place să fac lucruri. Pe mine mă satisface când am mai terminat un proiect și când mă bucură inima și când văd că oamenii sunt fericiți pentru ceea ce am făcut. M-aș plictisi să stau și să... De asta zic, depinde de timp. Eu, de exemplu, n-am timp să fac multe lucruri pe care mi le doresc, dar e vorba de prioritizare. De la 8 ani eu nu mă uit la televizor. Mi-am dat seama că e manipulativ și ce învăț de acolo, mai bine iau o carte. Adică sunt niște reguli pe care ți le pui când pășești spre maturizare și ține de tine, că degeaba îți spune mama, tata. Dacă tu nu vrei să schimbi, de la noi vine. Asta cred. Revenim puțin la film. Bănuiesc că ați stat de vorbă, cred că ați și menționat lucrul ăsta, ați stat de vorbă cu anumiți supraviețuitori ai închisorii Pitești. Puteți să ne evocați în câteva cuvinte una dintre aceste întâlniri care v-a impresionat mai mult, care v-a marcat, care v-a lăsat o amprentă puternică în suflet?
Sunt multe, sunt multe. Pe mine tot ce e legat de umanitate mă impresionează. Mi-amintesc discuția dintre torționar și cum să-l numim pe cel care și torturat. Așa, mulțumesc. La Iași, doi prieteni apropiați, Petru Merișca și Titus Leonida, locuiau aproape pe aceeași stradă, mă rog, 17-18 ani, când lucrurile erau foarte atractive din toate punctele de vedere, jonglau și ei și colo și colo, mai duceau un leaflet în stânga și în dreapta, un leaflet, un cum să zicem în românește, un fluturaș, un fluturaș. Așa. Au fost închiși amândoi. Unul a mers spre închisoarea de la Galata și celălalt a mers spre închisoarea de la Suceava, după care la Pitești. În cele din urmă, amândoi au ajuns la Pitești. Frumusețea poveștii spune că Titus Leonida devine torționar. Asta pentru că la Suceava ar fi fost electrocutat cu, mă rog, cu electrocutat și nu mai discernea. Și a fost o seară înaintea Crăciunului, când au început să cânte colinde, când Titus Leonida, prietenul cel mai bun al lui Petru Merișca, a venit în infirmerie și l-a smintit în bătaie pe practic prietenul cel mai bun. Și povestea merge mai departe. Amândoi au ieșit din închisoare și amândoi stăteau în tot așa străzi apropiate, probabil că îi plasau astfel și se vizitau. Tot timpul când se vizitau, nu-și dădeau mâna. Tot timpul Titus Leonida, torționarul, întindea mâna, iar torturatul Petru Berișca nu făcea la fel. Până într-o seară, când Petru Merișca se simtea foarte rău și era în pragul morții, atunci i-a dat mâna lui Titus Leonida, torționarului. Și Titus, cu lacrimi în ochi, s-a dus la băiatul lui Petru Merișca, Andy Merișca, și a spus: acesta a fost cel mai frumos model, nu, cel mai frumos mesaj că am fost iertat. Deci asta pentru mine e o poveste din care avem multe de învățat, multe. O ultimă întrebare. Da. Care a fost reacția autorităților din Pitești? Oi, Doamne, cât m-am chinuit să-mi dea bani ca să fac și eu le-am zis că pun Piteștiul pe harta lumii, că am zis exponatul Pitești. Mi-au dat în cele din urmă, mi-au făcut o sponsorizare de 2000 și ceva, cred că aproape 3000 de euro în perioada producției. Să termin filmul în nu știu câte luni, mă rog, după aceea a venit pandemia, tot mă presau, dacă-mi termin. Până m-au lăsat în pace, le-am scris eu că am terminat și să mă invite când doresc. Ce știu eu este că fiecare primărie are niște fonduri de onorariu, adică să pot să ajung eu acolo, să-mi plătească drumul, mâncarea măcar. Deci știu de acele fonduri și le-am spus și lor și au zis că nu pot să-mi dea aceste fonduri pentru că trebuia să-i spun de la începutul anului. Zic, foarte bine, venim la anul, dacă e vorba de așa. Ideea este că aștept să primim un pic de sprijin, pentru că până acum am tot mers pe bursa mea doctorală, care e pe sfârșitele, și trebuie să fac bani din acest film. Adică totul e pe dăruire și inima mea a crescut și a tuturor colegilor mei, dar ne dăm seama că trebuie să fim remunerați, pentru că e o muncă depusă într-o lume reală. Și vreau să ajung cu el peste tot, să cumpere lumea bilete și așa să-mi plătesc ce 120 de actori și peste 800 din spatele camerelor. Am plătit deja 3 dintre ei, dar merge încet, foarte încet, mai ales că la cinematograf din 10 lei eu primesc doar 2. Foarte mult nu se strânge, din păcate. Mie mi se pare absolut jenant că nicio firmă, nicio companie, nicio multinațională care... Deci, uite... Eu lucrez pentru o multinațională aici în Iași care dă foarte mulți bani în fiecare an pentru organizarea paradei LGBT. Foarte mulți bani, sunt sponsor principal. Ești clar lângă mine. Cum, Doamne iartă-mă, să găsești 1000 de euro ca să organizezi așa ceva? Și ce folos are comunitatea și ce folos au oamenii ăia care merg pe stradă, acei tineri? Dar cum să nu
cum să nu sprijin, băi, o multinațională, nu-i menționez numele pentru că probabil m-ați trezit după aceeași cum proces, dar cum să fii atât de cinic și de pragmatic? Și credeți-mă, am foarte mulți colegi care, mai mult ca sigur că dacă, de exemplu, când a venit filmul în Man of God, că l-am menționat anterior, când Man of God s-a lansat și în cinematografele din România și ne-am bucurat foarte mult, am trimis un e-mail în grup la toți că, de exemplu, când a fost filmul acela Team Building, o porcărie de film care este considerat cel mai de succes comercial film, m-am dus pentru că a plătit corporația și regret câte zile am, pentru că este o porcărie vulgară. Dar, bun, atunci au plătit ei nu știu ce. Acum când a venit Man of God, mi-a zis, băi, nu trebuie să... Biletul e cât a fost? 15 sau ceva de genul ăsta. Și m-am dus cu soția, vreau să vă spun că doar 3 doamne, din toată lista aceea de sute de persoane, doar 3 doamne au răspuns pozitiv la Man of God. În rest, niciunul. Deci, iată, fac așa o paranteză, mă iertați. În lumea corporatistă din România, care este o lume boemă, este o lume bună și apreciază artiștii, dar numai un anumit soi de artiști, din păcate, care promovează un anumit gen de subcultură, se găsesc fonduri și de timp și de bani pentru acest gen de evenimente. Însă, și culmea, tot ei, această pătură corporatistă, strigă jos comunismul. Sau dacă vii și spui ceva, ei te numesc comunist. Chiar dacă ceea ce ai spus tu sau ceea ce susții, de atât n-are nicio legătură cu comunismul, dar cumva în mintea lor se suprapun cele două. În schimb, când chiar vrei să vorbești ceva concret de comunism și haideți să vedeți un film, vă luați niște popcorn, vă luați voi o Coca-Cola, da, ca băieții sau ca fetele și hai, distrați-vă și vă mai puneți un pic neuronii la funcțiune. Nu, este tăcere totală. Deci asta arată că, într-adevăr, la nivel de educație, în momentul de față în România, avem o mare problemă. Foarte, foarte mare problemă. Doamna Baltag, când veți veni în Iași, care sunt proiecțiile, adică în ce date și în ce orașe să vă așteptăm? La Iași vom fi pe 28 aprilie la Ateneu. La Ateneu, ok. Am lista în față, ia să citesc eu. Păi, deci la București, Cinema Europa pe 3, pe 5 și pe 8 aprilie, la Club Cultural Social în București pe 11 aprilie, la Cluj, la Cinema Victoria, 12 aprilie, Târgu Jiu, Cinema Sergiu Nicolaescu, 17 aprilie, Cinema Art în Sibiu, 21 aprilie, Craiova, Cinema Patria, 22 aprilie, Piatra Neamț, Mon Amour, 26 aprilie, Târgu Neamț, Casa de Cultură Târgu Neamț, 28 aprilie, Suceava, Teatrul Matei Vișniec, Cinema Modern, 29 aprilie, Brăila, 11 licee vor veni să ne vadă pe 11 aprilie, Iași, Cinema Victoria, 5 aprilie, Botoșani, 30 aprilie, de asemenea. Deci cam... Vă rog să-mi trimiteți aceste date, eu o să le pun în comentariu și o să le pinuiesc pe YouTube ca să poată fi vizibile. Da, chiar acum le trimit. O să mai adăugăm, asta e așa doar de început. Puteți să mi le trimiteți după ce terminăm transmisiunea, nu-i problemă. Și o să pot, le pot chiar acum. Da, ok, bine. Gata. Bun, o să le iau și o să le pun. Uh-huh. A fost o reală plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. O să vă rog să rămâneți în studio după ce voi încheia eu live-ul pe YouTube, să rămâneți în studio pentru că vreau să vă mai spun câteva lucruri pe care n-am vrut să le menționez în timpul transmisiunii. Mă bucur foarte mult, le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și care ne vor urmări. Și eu mă rog la bunul Dumnezeu ca dumneavoastră să reușiți să aduceți acest film în prim plan, în prim planul tinerilor în primul rând, și să vă aștept Dumnezeu în tot ceea ce vă propuneți de acum încolo. Vă mulțumesc mult! Două secunde să închei eu aici.